Deci mie, simpla idee a pragului mi se pare un abuz. Un abuz la adresa omului corect. Că sunt și oameni corecți destui în România. Iar a doua este tăcerea monolitică a lui Claus Iohannis. Da, 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 am, am uitat Până de și el. Nimic, nicio nici reacție. Punctă. Adică așa ceva ar trebui să te consterneze, pentru că în momentul în care s-a discutat despre noaptea ca hoții, a scris Ramona Urso, o carte care așa s-a chemat, lumea a stat în piață, în ger, da? Și președintele Iohannis atunci a fost solidar cu cauza. Acum președintele Iohannis strălucește prin absență. PSD. Da, 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 Kivano, PSD. PSD, da. Ionu Potchivanu PSD. Bă, Ei. uite ce bine s-a potrivit acest eu. Potchivanu. Da, 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 da. Și o ceva. Și PSD? da. O fi știu ceva. Deci asta este consternant. Că șeful statului, mie consternant raportat la Claus Iohannis din 2014, raportat la cel de acum, e logic Ei. ce face.